Noi folosim numai ciobănesc german, care avem două tipuri, și de expoziție și de lucru, și rottweiler. Ce îi diferențiază pe cei de expoziție față de cei de lucru? Cei de lucru sunt selecționați special numai pentru dresaj, iar cei de expoziție special numai pentru expoziții. Bine, și caracterul se selecționează foarte mult la cei de lucru. Ar fi mai agresiv sau de ce? Da, sunt mult mai agresivi. Sunt mult mai agresivi, mult mai inteligenți, pentru că nu s-a mers pe selecția frumuseții, s-a mers cât numai pe selecția de lucru, de inteligență. E important câinele în munca dumneavoastră a firmei pe teren? Da, este foarte important, pentru că ne ajută foarte mult. Câinele este foarte util, după cum știți, au mult mai multe simțuri ca față de oameni. Sunt mult mai agili, sunt, mai ales în special în pază și protecție, sunt nemaipomeniți. Vă întreb că suntem în mileniul tehnologiei. Sunt camere de la vedere cu infraroșii, computere care supraveghează, tot felul de semnale. Te gândești, câinele nu e depășit de toate poveștile astea? Nu este depășit, pentru că exact ca și tehnologia, și câinele evoluează. Deci exact aceeași chestie este. Deci evoluează și câinele, evoluează și în dresaj, și cum v-am mai explicat, câinele are foarte multe simțuri, mult mai dezvoltate ca oamenii. Nu folosiți nu doar să miroasă, ci să și fugă după un infractor sau... Da, normal, sunt special dresați pentru pază și apărare. Îl detectează, iar după aceea îl imobilizează. Îl imobilizează ori mușcându-l, ori îl imobilizează doar prezența lui acolo. Îl oprește, practic, exact îl oprește. Câinele nu trebuie să fie agresiv, deci el doar prin comenzi, și în general trebuie să lucreze de plăcere câinele. Trebuie să știe, nu să muște aiurea așa, pentru că vă dați seama, sunt fel și fel de agenți, se schimbă agenții și e normal. Câinele trebuie să aibă un caracter bun. Avem câini până într-un an, câini până în 5 ani și câini peste 5 ani. Care e vârsta de pensionare la un câine? Noi nu îl scoatem practic din pensionare, pentru că noi ne atașăm de ei și nu putem să îi scoatem la pensionare. Într-adevăr, undeva la 7-8 ani este o vârstă unde încep și ei să mai scârție, e normal. E complicată munca asta dumneavoastră cu câinele? E grea? Nu e complicată, pentru că e o muncă făcută de plăcere, și atunci când faci ceva cu plăcere, nu devine complicat.